Bun găsit în Agromagazin! Azi nu vă țin foarte mult cu introducerea pentru că avem de vizitat o zonă tare frumoasă, cu oameni buni și primitori. Republica Moldova este așezată din timpuri străvechi la răspântia drumurilor care au conturat Europa modernă și oferă o experiență turistică autentică. Noi am avut șansa să facem o călătorie absolut deosebită pe aceste meleaguri și am venit de acolo numai cu lucruri menite să vă convingă că o călătorie aici este necesară. Și pentru că Moldova a fost mereu descrisă ca un tărâm autentic, locul de origine al vinurilor legendare, recunoscute în întreaga lume. Prima oprire o vom face la una dintre cele mai cunoscute crame. Mergem să cunoaștem și tainele frumosului covor basarabean, un adevărat monument al culturii. Și pentru că avem nevoie și de puțină odihnă, ne oprim în vizită la o căsuță tradițională din satul Târnăuca. Pentru că nu puteam renunța nici la rubrica noastră obișnuită de plante, inginerul horticol ne-a pregătit încă un subiect interesant și o plantă pe măsură. Pentru că am început cu vin, terminăm tot cu vin, la raionul de invenții, unde meșterul ne va arăta cum se construiește un suport rustic pentru sticlele și paharele de vin. Am zis că nu vă țin prea mult, dar iar ne-am întins la vorbă. Așa cum vă spuneam la început, prima oprire o facem undeva la 11 km de Chișinău. Perla vinificației Moldave, Cricova, situată chiar în inima Republicii Moldova, ne-a găzduit zilele trecute preț de câteva ceasuri și ne-am întors de acolo cu povești despre oameni frumoși și vinuri de top. La o adâncime de 60 de metri, sub supravegherea vinificatorilor, sunt păstrate și maturate cele mai excelente vinuri. Renumitele beciuri adăpostesc o colecție remarcabilă de vinuri adunate din toate timpurile și din toate colțurile lumii. Turiștii care ajung la Cricova află poveștile și legendele unui loc în care se produce vin după o rețetă veche de peste 500 de ani. V-aș mai putea povesti atât de multe despre acest oraș subteran, însă timpul nu ne permite acum, însă promit să dezvoltăm subiectul. Sau puteți să nu așteptați după mine și să plănuiți imediat un tur acolo. Materialul următor este primul dintr-o serie menită să vă convingă de frumusețea locurilor din Republica Moldova. Locuri pe care e musai să le vizitați măcar o dată în viață. În galeriile subterane din Cricova veți vedea peste 70 de străzi acoperind o suprafață de aproape 53 de hectare, fiecare purtând nume specifice precum Sauvignon sau Cabernet. Fiecare denumire de stradă aici este oferită în cinstea vinului care se păstrează, dar și se maturează pe strada respectivă. Iată, lungimea tuturor galeriilor de aici, din orașul subteran, ar forma o lungime total de aproximativ 120 de kilometri. Aici puteți să admirați una dintre cele mai vechi sticle de vin din Moldova, care datează din 1902. Și procesul de întoarcere al sticlelor este unul foarte interesant. Deja după perioada de maturare, 9 luni, ziceam, ar putea fi 2 ani, 3, însă maxim 5, sticlele de vin spumant în miezii. Ar putea observa așa unele de fune sau sedimente în interior. Iată, cu aceste depuneri în interior, spumantul nu poate să fie vândut. Iată de ce este nevoie să parcurgă un alt proces important, o altă etapă, numită remuaj, care are loc aici, în această secție, și care are ca scop colectarea depunerilor aici, pe dorul de coroniță. Sticlele sunt aduse aici, după perioada de maturare. Ele sunt așezate în aceste pupitre speciale, inițial în poziție orizontală. Și iată, odată la 2 zile, sticlele pe care le vedeți aici, ele sunt rotite manual, la o mânie de 45 de grade sau o optime din circumferență. În remuaj, sticlele urmează să fie rotite pe o perioadă de 8, maxim 10 săptămâni, o perioadă în care sticla își va schimba atât poziția cât și unghiul de înclinare. La final, va obține această poziție practic verticală, depunerile din interior, sunt colectate aici, pe dopurile de coroniță, care vă ziceam încă de la intrare că ele sunt temporare. Mai târziu, dopurile de coroniță vor fi schimbate în secția de depojaj, dopurile de plută, cele naturale.
Deja, când depunerile vor fi colectate pe doburile de coroniță, urmează un alt proces important numit degorjaj, care are loc în secția de alături cu ajutorul mașinii sau linii pe care ați văzut-o acolo. Depunerile colectate aici urmează să fie înghețate în secția de degorjaj la o temperatură de -24-25 grade, iar mai târziu aceste depuneri colectate, înghețate și dopul de coroniță vor fi aruncate în exterior, sub influența presiunii existente în sticlă ca rezultat al fermentării secundare. Ziceam că tot în decorșaj urmează să fie introdus acel dop natural, dopul de plută, va fi îmbrăcat și acel muslin sau sărmâniță metalică. Iar ultima etapă este verificarea la un ecran de control dacă nu a mai rămas careva depuneri sau sedimente în interior. Acest proces este unul îndelungat, este un proces complex care are la bază mai multe etape, însă la final mai avem un vin spumant de cea mai înaltă calitate. Este exact aceeași șampanie, doar că noi nu avem dreptul să numim vinul nostru spumant șampanie. Doar cei din regiunea Champagne, din Franța, au acest drept, noi îl numim vin spumant, cu toate că utilizăm exact același proces, aceeași tehnologie și același asamblaj clasic francez. Mă refer aici la soiurile de struguri pe care le utilizăm la producerea acestui spumant. În întreaga secție de remuaj, în acest moment, sunt în jur de aproximativ 500 de mii de sticle care sunt în proces de remuaj sau altfel spus în proces de rotire, iar altele 1,5 milioane se află în secția de maturare. Există o poveste care se spune mereu în acest loc. Primul om care a ieșit în spațiu, cosmonautul rus Yuri Gagarin, în timpul unei vizite în cramă, s-a rătăcit. A petrecut o noapte în camera de degustare, după care cei care administrau crama l-au găsit și totul a intrat în normal. Acesta este motivul pentru care camera de degustare poartă numele de Gagarin. Lăsăm vinul în urmă, căci în Republica Moldova găsim crame la tot pasul, nu trebuie să ne îngrijorăm. Și vă invit să descoperim împreună un meșteșug dus la rang de artă și recunoscut ca patrimoniu național. Covoarele sunt considerate opere de artă în Moldova. Ele reprezintă o expresie a creativității și identității naționale. Culorile se obțin natural din plante. Motivele sunt florale și vegetale. Pomul vieții, butucul de viță de vie sau picătura de apă. Conform tradițiilor, covoarele erau folosite ca parte din zestrea miresei și erau puse în casă pentru a emana energie și bunăstare în familie. Transmisă din generație în generație, tehnica de țesut a covorului de perete din România și Moldova face parte, începând cu 1 decembrie 2016, din patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Așa se face că pașii noștri au fost purtați spre complexul de meșteșuguri artă rustică, fondat din inițiativa meșterului popular Ecaterina Popescu. Aici s-a lansat și continuă să se organizeze festivalul tradițional Frumosul Covor Basarabean. Aici se organizează șezători, clăci de lucru ca altă dată. Vă las în compania doamnei și a frumoaselor sale povești. Încă un loc pe care nu trebuie să-l ratați când ajungeți în Moldova. La un colț de pădure, într-o vară, am organizat o zi de odihnă pe fundalul unei mari expoziții de covoare. M-am străduit și le-am scos din casele țăranilor, de la cele mai vechi începând și până la cele mai noi. Și le-am aranjat așa în evoluție. Am avut marele noroc că la sărbătoarea noastră să participe Maria Bâtcă, o etnografă din România, din București, care își făcea doctoratul și aduna materiale inclusiv și de la noi din Basarabia. Deci covoarele noastre basarabene au fost tezaur adevărat, au fost valoare. Ele se dădeau prin testament tinerii generații sau se cadonau la biserici. Nu se despărțeau gospodarii de covoarele țesute doar decât în vremuri foarte grele. Eu o să vă povestesc sus în muzeu. Covor care a fost dus până sub Mongolia, în gulag, în Siberia de gheață și avea întors înapoi. Sau cum am găsit eu un covoraj din familia noastră, tot așa s-a plimbat în Ural, într-o familie cu rusoaică, acolo era gospodina casei. Pe urmă la Odessa și eu l-am regăsit la Odessa și l-am adus acasă. S-a despărțit bunica de ea în timpul foametei, când foamea organizată ne-a organizat sovieticii.
Deci atunci a fost nevoită să-l vândă cuiva, unui consertean de-al nostru, care a plecat cu traiul mai întâi în regiunea Ural, pe urmă s-a mutat în Odessa, acolo am dat de el. Deci a fost un tezaur mare și aveau și o valoare artistică de neprețuit. Noi, cum vedeți aici, poate nu sunt chiar atât de, cu valoare artistică atât de înaltă, cum mai citesc eu prin literatură, dar nouă ne pare bine că am început de la un lucru foarte greu, ca să le vezi de pe imagini abia vizibile, de prin literatură. În muzee nu prea avem noi tot timpul acces, atât doar că să le fotografiem. Și ne-a venit foarte greu. Deci am început de la cele mai simple motive. Și pe urmă trecem încetșor și la cele mai complicate. Deducem un lucru, că covorul nostru se deosebește de covorul altor popoare prin faptul că în el predomină ornamentul vegetal, vegetal stilizat până la complet geometrizare, și meșterițele, așa facem noi concluzia, că se inspirau de la tot ce le înconjura, de la date, de la tradiții, de la obicei. Când se năștea un om, e primit ca să se dească un pom. Când se căsătoreau tinerii, se deau doi pomi. La mormântul celui decedat, iarăși e primit la noi ca să dească un pom. În fruntea cortegiilor, când pleacă la cimitir, în multe zone, cred, sper eu, și de România, merge un bărbat care are o creangă mare de copac împodobită cu daruri, care ulterior se dau în amintirea celui decedat, și acea creangă mare, tot pomul vieții se numește. Iată, de la aceste lucruri, care vin din secole, din trecut, se inspirau meșterițele noastre și apare pomul vieții îmbrăcat, cel care vă vorbeam la cortegiu, și într-o variantă, și în alta. Iată și aici, și cel mai des ornament întâlnit în covoristica tradițională, deci este pomul vieții, sub diferite aspecte, sub formă de crânguță, sub formă chiar de copăcei întregi și așa mai departe. Deci, aici vedeți și floarea busuiocului, despre care v-am cântat, iată aici o variantă. Registrul de mijloc este o altă variantă, aici este altă variantă, floarea busuiocului. Pentru mine, dar și pentru etnografi, chiar pentru mulți alții, covoarele vechi, uneori rămân enigme. Ea vopsea lână cu acele 5-7 plante care le găsea în zonă, în apropiere, le aduna și știa că asta dă culoarea verzuie, asta dă culoarea oranj, asta dă culoarea ce. Și astfel în covoarele vechi vezi doar 6-7 culori pe care le găsea meșterița în jur. Moldova este una dintre cele mai ospitaliere destinații, cu oameni primitori și binevoitori. Și dacă aveți noroc, așa cum am avut noi, să aveți un ghid de prin părțile locului, tare atent și grijuliu, e posibil să vă simțiți chiar ca acasă. Așa am ajuns într-o după-amiază cu soare în Tiraspol, mai exact în stânga Nistrului, la Casa Caraman, din satul Târnăuca. O casă turistică tradițională cu o istorie de aproximativ 100 de ani, transmisă din generație în generație, care păstrează autenticitatea perioadei începutului secolului 20. Casa Caraman este o adevărată bijuterie istorică a localității, datorită faptului că păstrează obiecte arhaice și lucruri vechi confecționate manual și lucruri donate de familiile din comunitate cu scopul de a promova cultura și tradițiile străbune. Gospodinele casei ne-au întâmpinat cu vărzari, plăcinte cu cireșe și hulubași la care am muncit împreună cot la cot. Vă mărturisesc că materialul următor nu a fost editat aproape deloc, pentru că atunci când omul e bun, frumos și sincer, natural îi stă cel mai bine și se face iubit prin simplul fel de a fi. Când am renovat casa, mult timp a stat la noi ca depozit. Tot ce ne trebuie, depozitam aici. Și într-o bună zi s-a luminat acolo ceva în cap. Am stat la o... Ideea asta mi-a venit la bun început mie. Eu am optat o leac cu familia. O 3 ani de zile până noi ne-am urnit. Dar ne-am urnit noi, spunem, în mai și în octombrie noi de acum ne-am deschis.
Am dat cu vară, am lichit cu lut, cu paie, cu baleg. Era strașnic era aici, dar era casa părăsită, lăsată. Am reconstruit cuptorul, am făcut sobele, adică ne-am pus așa un scop și ne-am ținut. Ne oprim din lucru aici când trebuie să în grădină să scăpăm de iarbă, ori strângem roada, că grădina tot e mărișoară, 30 de sote de pământ este lângă casă. Și la noi crește absolut tot, noi ne stăruim să cultivăm tot, copiii să nu se uită în gura altuia. Și preferăm să luăm de la noi din grădină decât să mă duc să cumpăr la piață. Ce, cum eu am crescut-o, eu știu și eu mănânc liber și cui dau eu tot în siguranță că acolo să fie tot ok. Satul nostru, prima denumire a fost Podcoava, deoarece noi râul nostru ne înconjoară din toate părțile și noi suntem chiar într-o podcoavă. Pe urmă de-am târnau ca de la, așa, în istorie, că de la Tiorn, pomușoarele este, era schenoasa, pe urmă, schenoasa de la spinii ăștia, de la arbuștii ăștia care sunt spinoși. Pe urmă s-a făcut în Ternovca, dar noi moldovenii Târnauca. Mai scurt ne-au oprit la Târnauca și zicem Târnauca. Lumea e prietenoasă, lumea e muncitoare în sat, lumea e primitoare, veselă. Nu avem între oamenii simpli, nu avem noi să lămurim cu limba, cu că ești rus ori nerus. Pur și simplu sunt două naționalități, om bun și om altă naționalitate. Și gata! Și la întâță sunt oameni dacă e om. Și... și iată așa, trăim, ne ținem de casă, ne ținem de gospodărie, primim oaspeți cu plăcere, le pădăm tot și ne pregătim. Și iată așa, am avut mulți turiști, ne-au vizitat de multe țări. Satul nostru am activat în câteva proiecte cu alte sate din partea aceea din Nistru. Avem cuptorul care l-am construit, el era acolo cuptorul, pur și simplu l-am reconstruit și facem întrânsul cuptor de-a noastră, piroșcane de-a noastră, târnăușier. Nu ne ajunge cuptură să hrănim 60 de oameni. Noi am stabilit, de-am precis. Și așa, eu știu, mai întrebați dacă ceva am scăpat din vedere. Laiții, să zici, scaunul care dumneavoastră stați. Da. Tot laiții. Toate laiții. Da. Pe laiță și să doarme. Da. Și ultimul somn tot pe laiță. Da. Pânt pe trec. O bunică la mine croșeta, a doua bunică era meșteriță, făcea copturi. Copturile. Tare simpatică doamna, chiar nu puteam tăia la montaj felul în care a încheiat povestirea atunci când și-a amintit de copturi. Moldova este o grădină secretă unde autenticitatea se regăsește în orice detaliu. Și sunt sigură că planta pe care o are pregătită inginerul nostru horticol de data aceasta o găsim și prin grădinile Moldovei. Sau, mai bine ne spune el unde o găsim, căci azi ne va vorbi despre talpa gâștii. Dincolo de grație și de admirația pe care o poate stârni, talpa gâștei este de ajutor în alinarea mai multor afecțiuni. Preparatele din frunzele plantei sunt puternice sedative naturale, cicatrizante eficiente și chiar remedii în caz de boli cardiovasculare sau tulburări hormonale. În timp ce la noi în țară talpa gâștei se folosea pentru vindecarea rănilor, grecii antici o considerau leac pentru inimile bolnave, iar chinezii o plantă a longevității. Medicina modernă a plantat-o în rândul plantelor cu efecte benefice, mai ales în cazul tulburărilor nervoase ori a hipertensiunii arteriale. Intru în prea multe detalii, mai bine ascultăm specialistul. Talpa gâștii, Leonurus cardiaca. După cum este numele, se observă că este bună pentru bolile de inimă, cardiaca. Foarte multă lume îi spune urzică moartă. Foarte multă lume care nu cunoaște. Această plantă se găsește în locurile grase,
dar și pe lângă garduri și de-a lungul căilor ferate și de-a lungul pădurilor, pe marginea pădurilor, la semiumbră. De la talpa gâștii se recoltează exact cum este această porțiune, care este de circa 25 de centimetri, nelignificată. Se poate recolta și când este înflorită. Ce se întâmplă atunci când e înflorită? Ea are niște, face niște fructificații care înțeapă. Deci să fim atenți la acele fructificații. Se recoltează fie cu secera, fie cu cuțitul, se pune la uscat în vederea ceaiurilor viitoare. Ce are această talpa gâștii? Are vitaminele A, C, E, are saponine, tanin, ulei volatil, care ne ajută pentru bolile, după cum am spus de la început, bolile specifice inimii, adică palpitații, insomnii, stări nervoase. Se face un ceai din o linguriță din plantă uscată la o cană cu apă și se bea 2 căni pe zi. Este foarte bine ca a doua cană să se bea seara înainte de culcare. Se mai poate folosi și extern pentru cicatrizarea rănilor, pentru echimoze și așa mai departe. Este utilă de asemenea în atonie gastrică și în stările negative ale stomacului datorită nervilor. Deci ne calmează, este o plantă sedativă, calmează și atunci nu vom mai avea probleme nici cu durerile de stomac. Nu putem încheia altfel decât cu o vizită la Raionul de Invenții. Și pentru că am început întâlnirea noastră de azi într-o cramă, nu mă puteți învinui de faptul că meșterul ne va arăta cum să construim un suport rustic pentru sticlele și paharele de vin. Mi-a plăcut foarte mult ideea, mai ales că este foarte ușor de realizat și arată fabulos. Oricine are în casă câteva sticle de vin pe care nu știe unde să le pună. Suportul acesta rustic nu numai că poate fi folosit pentru a depozita, să spunem așa, sticlele, dar arată și foarte bine ca obiect de decor sau poate fi oferit și pe post de cadou. M-am hotărât să-l așezăm pe rafturile magazinului definitiv, o idee ușor de făcut pe care trebuie să o ținem minte.
Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Aceasta a fost emisiunea noastră de azi, iar până duminica viitoare, când vă dau întâlnire tot la aceeași oră, eu vă doresc o săptămână plină de roade și noroc în toate.